Cei care s-au născut în semnul Capricornului vor avea între 23 și 25 martie dimineața o problemă personală sau sufletească sau afectivă legată de o cunoștință. Nu e o noutate. Poate că au mai trăit acest lucru cu o lună, cu două luni, cu trei luni în urmă. Nu este uh, nicio anomalie. Sunt trăiri care se reeditează, și reacții care revin uneori enervant de identice pe fondul aceluiași tip de relație. Același om care se poartă la fel, care nu-și depășește tiparul, care altceva nu știe ce să spună, ce să facă, care stârnește aceleași reacții. Și Capricornul, la rândul lui, nici el nu se poate desprinde și intră în jocul acelui și răspunde la fel. Suntem legați și de o combinație astrală care, din fericire, va dispărea. Și anume, este vorba de tot ceea ce a putut să facă Marte în Taur. Marte fiind guvernatorul scorpionului, care controlează Casa 11, plasat în opoziție, în Taur, n-a putut decât să dea inhibiție, încrâncenare, cramponare și ostilitate. Depășim etapa. S-ar putea să fie doar valabil pentru unele persoane. Sigur însă că unele proiecte de viață pe care și le-au făcut capricornii și care erau condiționate de cooperarea unui prieten, ajutorul acelui necondiționat, solidaritate, unitate de gândire, viziune, am cu cine să mă sfătuiesc, am un om de nădejde, de mă bazez pe el, dacă se întâmplă ceva, continuă el ce nu mai pot eu să fac. Toate aceste premize în care în permanență ei agățau pe câte cineva, implicau pe câte cineva, s-ar putea să fie destabilizate de niște constatări. Să își dă seama că omul pe care se bazau la greu, la un moment dat s-ar putea să dea cu fugiții, s-ar putea să-i refuze, s-ar putea să nu facă față așteptărilor. Ei, și lucrul cel mai grav, s-ar putea să le inducă o stare de nesiguranță, de încredere. Să-și dea seama că degeaba au zis ei că îl lasă pe acela să continue activitatea sau proiectul, că acela nu prea e corect, nu prea e onest și atunci proiectul s-ar cam duce pe apa sâmbetei. Fie că nu este în stare profesional, fie că nu este corect și cinstit, și atunci ar interveni tot felul de deturnări, nu numai de fonduri, ci și de intenție. Această dezamăgire cu privire la calitatea umană, la competența unor prieteni și la posibilitatea de a fi cu aceea alături pe un drum timp îndelungat, este de natură să fie revizuită, recântărită, reanalizată, recalculată. Se tot învârt și tot mai elimină pe câte cineva. Din păcate nu este momentul adicției. Nu intră și prieteni, nu intră veniți în această construcție personală. Între 25 martie dimineața și 27 martie, pe la prânz, univers interior, mobilat de intenții bune și frumoase, nu este prima dată că se întâmplă acest lucru, aceste tendințe apar din când în când, cam o dată pe lună, când pe acolo trece luna. Și ea intensifică vibrațiile planetei Jupiter de când a intrat în săgetător. Și atunci, sigur că intențiile, fondul sufletesc este mânat de gânduri bune, de planuri interesante, de perspective frumoase. Tot ceea ce își doresc pe fond este corect. E mai greu de spus cât pot să pun în aplicare. Dar mai este și un alt fenomen și anume posibilitatea de purificare prin atașamente de idei, valori și ipostaze care le-au fost străine. Să nu mai fie ca înainte, nu știu, indiferent sau egoiști. Să se atașeze de valorile care induc onestitate, generozitate, calitățile și cuvintele mari care nu le-au plăcut, nu le-au făcut nicio impresie, nu i-au interesat. Și acum unele persoane au șansa să se schimbe prin această transformare, prin brusca lor atașare de ipostaze, cum apar ei în fața oamenilor, ce fac ei în lume, ce decid, care să îi apropie de o altă condiție umană. Unii se maturizează, alții devin mai deștepți, mai Precise destupă la minte pentru că văd, înțeleg, sau soarta i-a zguduit atât de tare încât au ajuns, de pe urma zguduirii la adevăr, cu suferință, dar au ajuns. Alții au vârsta necesară și întreaga percepție, câmpul pe care îl controlează, este unul cu o perspectivă largă, văd altfel lucrurile. Poate că au călătorit, poate că au trecut prin ipostaze de viață speciale și acum după aproximativ 6 sau 12 ani se încheie această etapă și se încheie și spectaculos. Acum e doar presentimentul, impulsul, țâșnirea interioară și încă o etapă. Peste o lună, același tranzit va mai produce o țâșnire, va mai determina o modificare, se va mai adăuga o etapă în felul acesta, întregul an 2019, nu va constitui decât un proces în evoluție în care ei cu fiecare moment vor fi deja în altă parte, acolo unde îi mână sau îi cheamă destinul și interesul. E totuși casa a 12 este vorba de un destin ascuns și de o logică ascunsă. Unii poate că nici nu vor ști de ce fac asta, pentru că Abia după ce va trece Jupiter în 2020, în Capricorn, vor avea ceea ce se cheamă Jupiter Revelat, adică dezvăluirea motivelor ascunse ale scopului Divin pentru care au venit pe lumea asta și au făcut un plan de viață, un contract Divin. Între 27 martie, la prânz, și 29 martie, moment mai încărcat, ca vibrații pe semnul Capricornului. Luna va activa rând pe rând planetele Saturn și Pluton, dar și nodul sud, locul de suferință, trăirea amestecate, rigiditate, un strop de încăpățânare sau, mai bine zis, refuz de acceptare al evidenței. Nu văd, dar nu vor, din punct de vedere afectiv, să recunoască. Au impresia că dacă recunosc, automat își semnează actul de înfrângere într-o luptă, o bătălie, o premiză. Ca și cum ei înșiși pun cruce la o situație pe care n-au putut, nu pot să o rezolve. Sensul vieții este în casa a șapte. Este o chestiune partenerială, dar poate să fie și procesuală, dar poate să fie și contractuală, dar poate să privească și căsătoria. Și atunci, în funcție de context, de om, de vârstă, de statut material, de educație, toate acestea pot să fie trăite mai neplăcut. Să-i să-i dea peste cap două zile și ceva, să n-aibă chef să mănânce, să n-aibă chef de vorbă, să fie mai triși, mai antipatici, în fine. Alții pot să trăiască banal și obișnuit, mai ales dacă chiar nu au probleme, nu toată lumea trebuie să aibă probleme, e o predispoziție. Pe 26 martie, Planeta Venus va intra în casa a treia comunicării. Pe fond, este un lucru bun. Pentru Capricorn este un lucru chiar deosebit. De ce? Le permite să vorbească mai frumos, la propriu, mai elegant, mai ales, mai îngrijit, mai stilat, mai uh, supravegheat mai convingător și mai puțin rece și tăios. Să fie mai convingător, să fie mai umani, să fie mai puțin radical și matematici în exprimare și prin această retorică care ține de semnul peștilor să își croiască drum spre inima celor cu care discută. Pot să fie și cunoștințe, pot să fie și străini. Până acum ei își croiau drum repede și precis spre mintea oamenilor. Îi convingeau, aveau dreptate, era toată lumea de acord. E, dar nu toată lumea era entuziasmată și solidară cu gândirea lor, cu premiza lor sau cu persoana lor. Acum pot să stârnească și simpatie. Această simpatie se poate reflecta și în relațiile lor cu niște străini, oameni pe care nu-i cunosc, dar care brusc sunt cooperanți intră în jocul lor, înțeleg despre ce este vorba și pentru jumătate de oră sau cine știe câteva zile pot să fie solidari. Acum planeta Venus stă câteva săptămâni, deci este un context în care ori de câte ori vor vorbi, vor fi ascultați, înțeleși, vor putea să convingă repede, vor impresiona. Nu cred eu că vor fi cei născuți în Capricorn chiar atât de cabotini încât să își facă interlocutorii să plângă, dar în sfârșit, dacă e cineva înzestrat și cu um, niște însușiri, cine știe ce stea are în conjuncție cu vreo planetă, pot să ajungă și într-o astfel de situație. Moment bun pentru cei care vor face scurte deplasări, călătorii, cu scop de delectare, mai ales pe o direcție culturală sau artistică, să vadă un spectacol, să se ducă la o manifestare, să facă o vizită undeva la o biserică, la o mănăstire, într-un loc încărcat de virtuți. Alte persoane, pur și simplu, se dedică lecturilor menite să le îmbogățească mintea și sufletul, lecturi de obicei sub formă de texte sacre, psalmi, rugăciuni. Sunt persoane dedicate, sunt persoane care nici nu vorbesc despre universul lor de uh, credință, despre convingerile lor, dar care practică. Sunt persoane care n-au făcut nimic până acum și brusc o să ia pucedorul să citească ceea ce tot au auzit că citesc alții. De exemplu, ritualul, nu știu câți psalmi pe seară, nu știu ce acatiste și așa mai departe. Fac un exercițiu. Dacă nu sunt niște credincioși practicanți, atunci ei se apropie de acest domeniu cu foarte multă bună credință, cu cunoaștere, dar și cu speranță. Probabil că cei mai rătăciți, mai în suferință, mai însingurați, mai fără echilibru, mai fără răspuns de la viață și societate, vor căuta aici sprijin și palinare și luminare.